avem o țară unde au stăpânii totodată, vitezii tași, bărbați nemuritori. Și unde a pus Domnul la oaltă izvoare voi și un cu fruntea în zări. Avem troițe sfinte, altare și icoane și candel arcumin de pâlpâit. Avem atâtea lacrimi și prigoane că ne e plin pământul de martir. Avem la furna sfânt și viu cu Duhul pe cel ce-a stat ortodoxie scurt. Și azi de-l vom chema să-mi prind apusul, va răsturna și-n veacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, că fruncii lui sub sabii au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă care s-au născut. Doresc să mulțumim în primul rând copiilor și domnilor profesori, învățători, pentru sfătuința de care v-a luat, pentru acest minunat moment artistic dedicat eroilor satului Rădășeni. Mulțumim de asemenea conducerii școlii, mulțumim domnului general și domnului colonel și așteptăm și la anul, tot lângă noi, breacuvioșilor părinți, și să ne dea Dumnezeu sănătate la toți, să ne întâlnim și la anul. Dar copiii să rămână la o înghețată, dacă nu s-o dezghețată.